Pe canalul privesc.eu și pe celelalte canale, platforme, parteneri pentru evenimentul de astăzi să poată fi cu noi la acest eveniment. Bună ziua tuturor! Numele meu este Lilia Curci și sunt coordonatoare locală a grupului de lucru mediu, schimbările climatice și securitatea energetică a Platformei Naționale a Forumului Societății Civile din Parteneriatul Estic. Parteneriatul Estic este cel mai influent instrument al Uniunii Europene, astfel încât valorile UE să intre în spațiu celor 6 state din Parteneriatul Estic. Mediul, schimbările climatice și securitatea energetică este unul din cele 5 grupuri tematice ale Platformei Naționale a Forumului Societății Civile din Parteneriatul Estic. Faptul că Republica Moldova rămâne restanțier cronic la rezolvarea unui șir de probleme, inclusiv probleme din domeniul protecției mediului, și că întârzie la realizarea angajamentelor de protecție a mediului asumate prin acordul de asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană, este dovadă și problema semnalată prin conferința de presă de astăzi. Conferința are la bază declarația ecologiștilor din Parteneriatul Estic și altor organizații de mediu și social îngrijorate de reluarea presiunilor privind modificarea cadrului normativ care să permită irigarea cu apă din subteran. Astfel, Republica Moldova riscă să piardă rezervele de apă subterană, de apă potabilă, să epuizeze rezervele de apă subterană și să degradeze solul. Declarația este semnată de 30 de organizații neguvernamentale și este adresată domnului ambasador UE în Republica Moldova, Peter Mihalco, Parlamentului Republicii Moldova și Guvernului Republicii Moldova. Invit să prezinte punctul de vedere ca semnătare ai declarației pe domnul Alec Ureniță, președintele Mișcării Ecologiste din Moldova, doamna Ina Coșeru, președinta Centrului Național de Mediu, coordonatoare regională a grupului de lucru Mediu, Schimbările Climatice și Securitate Energetică a Platformei Forumului Societății Civile din Parteneriatul Estic, și Ion Marin, membru al organizației EcoContact. Propun ca să avem conferința de presă organizată după următorul procedeu, timp pentru vorbitorii principali 5-7 minute și completări, ulterior întrebări-răspunsuri din partea presei, astfel ca să ne încadrăm într-un timp de 30 de minute pentru această conferință. Vă rog, domnul Reniță. Vă rog să vă conectați microfonul. Bună ziua, stimați colegi, bună ziua tuturor care privesc această conferință de presă. Noi o considerăm foarte importantă din simplu motiv că resursele acvatice, ca și solurile, reprezintă parte din securitatea ecologică a Republicii Moldova. Cred că nimeni nu-și poate imagina cum ar arăta Republica Moldova dacă n-ar avea oameni în casă o cană de apă. Și la fel, foarte greu și-ar închipui oamenii dacă lotul de lângă casa lor, într-o bună zi, nu ar mai da roadele mari sau mici, care oricum le întreține familia. De aceea noi, într-un fel, ne facem datoria și încercăm să aducem în spațiu public un subiect de mare actualitate, care, cum am zis, este legat direct de securitatea ecologică a Republicii Moldova. Problema nu este nouă, ca să vorbim foarte deschis. Problema este una destul de veche. Autoritățile cunosc, eu cred că foarte bine, acest subiect, dar la fel trebuie să spunem că există anumite grupuri obscure care încearcă să forțeze instituțiile statului sub o formă sau alta ca noi ecologiștii să acceptăm să deschidem, metaforic vorbind, să deschidem capacul subteranului Republicii Moldova și cine vrea de acolo să-și pună pompa și să ia apă pentru irigare. Nimeni nu are niciun interes ca să lipsească agricultorii noștri, de exemplu, de dreptul de a beneficia de apă. Problema cheie este de care apă ar trebui să beneficieze agricultorii. Noi evităm de la bun început, mă refer la ecologiști, orice confruntare cu cei care
lucrează în domeniul agriculturii și același îndemn îl avem și către fermieri, ca să nu vadă în ecologiști un grup de adversari, dimpotrivă, noi ar trebui să cooperăm ca să putem garanta în viitor deopotrivă că solurile noastre vor rodi și azi și mâine și peste 50 de ani și peste 100 și la fel trebuie să garantăm tuturor cetățenilor de azi, de mâine și de totdeauna că în subsolul Republicii Moldova se află suficiente resurse de apă potabilă care să poată să le garanteze pe termen mediu și lung că vor avea apă și în primul rând mă refer la apă potabilă. Că asta este problema, că în subsolul Republicii Moldova sunt rezervele strategice de apă potabilă. Acum, ca să se înțeleagă de ce punem atâta preț pe apele din subteran, fiindcă cineva o să zică, da, dar noi avem și Nistru, avem și Prut, ele din când în când se mai revarsă, aduc cantități foarte mari de apă, de ce atâta alarmă? Ei, eu o să aduc un singur sau două cazuri ca să vă atenționez că aceste resurse de apă de suprafață, cum sunt numite, ele pot intra într-o categorie de mare risc. De exemplu, în 1983, când a fost catastrofa de la Stebnic din Ucraina Apuseană, practic Nistru nu a putut furniza apă potabilă inclusiv Chișinăului, iar cei care erau în perioada din 1983 vara aici, își amintesc că mai mult de o lună Chișinăul a fost într-un deficit total de apă, era o nebunie. Sau, a doilea caz, dacă îl putem aduce, după catastrofa de la Cernobâl. Dacă ne-am imaginat că noi am fi fost ceva mai aproape sau am fi avut marele ghinion ca norul radioactiv să fi venit în prima fază spre Republica Moldova, evident că apele de suprafață, Nistru, Prutul, Reutul, dar și toate cele peste 3.000 de râuri mici din Republica Moldova, apele ar fi avut un procent ridicat de contaminare radioactivă. Deci apele de la adâncime din subsol, de asta și se numesc strategice, fiindcă în anumite situații imprevizibile, în urma unor catastrofe, în urma unor, hai să zic eu, conflicte, fiindcă noi nu putem garanta, mai ales că noi în 1992 am fost agresați de Federația Rusă și știm ce înseamnă că un râu îți poate, cum zic, te poate lipsi de apă și cu atât mai mult că au fost atunci o sumedenie de scenarii, inclusiv unul aberant care prevedea și distrugerea barajului de la Dubăsari. Astea au fost spuse ca o introducere pentru ca să înțelegem că noi ne asumăm întreaga responsabilitate ca să informăm opinia publică din Republica, de opinia publică de la noi, dar și de peste hotare, inclusiv cei care fac parte din parteneriatul estic, ne referim în cazul dat la toate cele 6 țări, ne asumăm responsabilitatea, să spunem foarte deschis că noi avem teamă că deschizându-se subsolul Republicii Moldova și pentru irigare, o să apară o sumedenie de probleme necunoscute. Noi am cerut încă de prin 2014, dacă nu mă înșel, atunci când s-au făcut presiuni destul de mari de către anumiți lideri care au niște terenuri și ei au calculat că este mult mai rentabil să facă o fântână arteziană, să scoată apa din fântâna arteziană și să o utilizeze la irigare, fără să se întrebe dacă care va fi impactul acestei ape, cât e de calitativă pentru irigare. Deci, zic, toate aceste lucruri au apărut la suprafață cam prin 2014 și noi atunci, evident, că am apelat la instituții specializate. Am apelat la Institutul de Ecologie și avem avizul Institutului de Ecologie, am apelat la Institutul de Pedologie, care la fel ne-a spus foarte deschis și cu mult obraz, cu multă onestitate, că practic apa din subsolul Republicii Moldova conține o cantitate mare de
sedimente, de minerale, de săruri, care în final vor face ca solurile noastre să-și piardă fertilitatea și să se salinizeze. Deci toate aceste lucruri, firește că trebuiau să finalizeze cu un studiu de fezabilitate, cu un studiu științific, unde să se pronunțe deopotrivă instituțiile specializate și Academia de Știință, dar și ecologiștii, instituțiile, guvernul, parlamentul, ca până la urmă toți împreună să luăm o decizie cât mai înțeleaptă și o decizie pe termen lung, ca să nu ne trezim într-o bună zi că nu avem nici apă, dar nici soluri. De aceea, îndemnul nostru a fost auzit, dacă nu mă înșel, în 2016. Trebuie să recunoaștem că guvernul Filip a dat indicații ca să fie elaborat acest studiu științific complex în care noi să aflăm lucruri elementare. Câtă apă potabilă avem în subsolul Republicii Moldova? O căldare, 10, 100, cât din această apă o putem, hai să zic eu, utiliza dacă e de calitate în irigare? Care va fi impactul, tot din acest studiu urma să aflăm, care ar fi impactul asupra calității solurilor? Care soluri se pretează la irigare și care nu? Deci este o problemă foarte complexă și acest lucru trebuia să vină cu un șir de recomandări. Deci 2016, această indicație a guvernului până azi nu o vedem finalizată. Noi așteptăm acest studiu științific complex și în baza lui am putea mai departe să avansăm și să luăm o decizie la nivel de stat. Fiindcă noi considerăm că nimic mai periculos într-o problemă legată de asigurarea cu apă potabilă decât populismul. Noi cunoaștem că și așa suntem la coada Europei în privința asigurării cu apă potabilă a populației rurale. Cam 70%, dacă nu mă înșel, din populația, că nu mai cunosc ultimele date, dar erau 80, dacă s-au mai conectat la apeducte unele localități. Deci noi avem 70 sau în jur de 70% din populația Republicii Moldova, din mediul rural, care nu are acces la apă potabilă. Ei vor avea apă potabilă numai din subteranul Republicii Moldova. Din altă parte nu o să aibă. De aceea credem că subiectul va fi înțeles și de cei care nu calculează, dar fac promisiuni, nu calculează, dar se dau un spectacol și după asta pun în pericol mari comunități, inclusiv dacă nu o să fim atenți și nu o să tragem clopotele la timp, s-ar putea ca toate cele peste 3 milioane de cetățeni moldoveni să ajungă într-o zi să-și pună mâinile în cap și de multe ori această ofensivă pe care o fac asupra resurselor acvatice subterane, mi-amintesc de cei doi stâlpi din mijlocul Strășenilor care au fost pus chiar în mijlocul șoselei. Ei, cam asta este uneori abordarea unor factori decizionali când se grăbesc să smulgă în scopuri populiste și electorale capacul de pe subsolul Republicii Moldova și să bage acolo țevele pentru a prelua apa. Deci asta propun, domnul Reniță, propun ca să vă sintetizați discursul, punctul de vedere și să oferim doamnei Ina Coșeru acum posibilitatea să completeze, iar ulterior veți completa dacă va fi. Da, mulțumesc oricum, eu concluziile mi le rezervasem pentru partea finală, așa că eu am vrut numai să aduc așa în discuții acest subiect pe care îl considerăm de foarte mare și actualitate și importanță. Mulțumesc! Ina, te rugăm. Da. Bună ziua, stimați colegi. Bună ziua tuturor care ne urmăresc astăzi în această conferință de presă. Subiectul care este irigarea din subteran. Eu, într-adevăr, nu înțeleg de ce trebuie să
revenim la acest subiect, pentru că de multe ori am reușit să punem piciorul în prag și să oprim acest fenomen foarte periculos pentru Republica Moldova. Și iată că astăzi din nou ne întoarcem la aceeași temă pe care noi am crezut-o finisată și învățată, dar unele persoane, din păcate, nu învață din lecții și promit înainte de a se documenta. Deși există acele studii despre care a vorbit și domnul Reniță, care negru pe alb, foarte clar, le explică tuturor că irigarea din subteran este imposibilă în condițiile Republicii Moldova. Ori dacă promitem fermierilor o apă de calitate și în volum suficient ca să practicăm agricultura în Republica Moldova, care este o țară agricolă, trebuie să privim un pic mai larg situația. Utilizarea apelor subterane pentru irigare pe teritoriul Republicii va avea un efect negativ și dezastruos asupra calității celor mai fertile soluri, cernoziomul. Motivul ar fi conținutul ridicat de săruri, așa cum a vorbit deja domnul Reniță, care se evidențiază majoritatea acviferilor subterane. Și conform estimărilor efectuate de Institutul de Geologie și Seismologie, circa 80% din totalitatea apelor subterane ale țării nu pot fi utilizate pentru irigare, pentru că mineralizarea depășește peste un gram la litru. Deci, în aceste condiții nu putem să vorbim despre irigare din subteran, pentru că transformăm solurile noastre în solânceacuri. Și acest lucru se va întâmpla foarte repede, ori peste 10 ani deja nu vom avea soluri practicate pentru agricultură. Irigarea cu ape subterane pretabile pentru irigare provoacă modificări semnificative în compoziția și structura solului. Deci vreau să vin cu un pic mai multe detalii pentru audiență și să înțelegem cu toții că chiar dacă în acviferele unde conținutul sărurilor ar fi sub un gram pe litru, în componența sărurilor predomină elemente toxice, carbonatul și bicarbonatul de sodiu. Și ca urmare, apele subterane sunt puternic desulfurizate și dispun de reacție alcalină, ceea ce influențează și afectează biota solului. Ori, prin alte cuvinte, noi blocăm accesul la migrația azotului către sistemul radicular al plantelor. Cauzăm solonitizarea solurilor în Republica Moldova și deci le transformăm în soluri nefertile. Ori dacă vrem să venim cu o soluție pentru fermieri, așa cum am spus, trebuie să privim tabloul un pic mai larg și să vedem ce oportunități ne creează aceeași lege a apelor, care trebuie să fie îmbunătățită, dar are la bază un instrument care se numește managementul integrat al resurselor de apă și care nu a fost implementat în Republica Moldova, dar care presupune că prin implicarea tuturor părților interesate la nivel de un bazin, se implementează toate metodele și măsurile de securizare a volumelor de apă calitativă și în cantități suficiente pentru fermieri. Deci, așa cum deja s-a menționat, noi vrem studii, dacă acele studii care au fost elaborate în trecut nu sunt suficiente pentru a explica cât de periculoasă este irigarea din subteran, solicităm studii suplimentare care să fie efectuate de Academia de Științe a Republicii Moldova, care să ne explice tuturor și, în primul rând, celor care inițiază aceste idei foarte periculoase pentru solurile noastre. Și așa cum s-a spus anterior, trebuie să găsim soluții care să nu lase fermierii și fără sol peste 10 ani, dar să putem practica o agricultură în condiții de schimbări climatice care ne
aduc foarte multe provocări și pentru care trebuie să ne adaptăm și să adaptăm acele măsuri care există la moment în strategia de adaptare la schimbări climatice a Republicii Moldova și care trebuie să le implementăm pe teritoriul țării și care trebuie să fie cunoscute de fermieri și respectiv să aducă claritate aceste studii tuturor părților implicate în acest dialog, dacă este posibil sau nu este posibil să irigăm din subteran. La moment vreau să spun că aceste cazuri există în țară, noi oricum irigăm din subteran, chiar dacă nu avem permisiune să facem acest lucru și această irigare din subteran lasă localitățile fără apă potabilă, fără apă din subteran, pentru că așa cum a spus domnul Reniță, acolo unde nu există altă sursă de apă potabilă decât Nistru sau Prut, care la fel rămân fără apă din cauza că nu se implementează legea apelor la modul cel mai serios, în acele localități care sunt îndepărtate de Nistru și Prut, o altă soluție decât apa subterană nu există ca și sursă de apă potabilă. Și vreau să cerem avizile a structurilor competente, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului și subdiviziunile Ministerului despre irigarea din subteran. Deci vrem să cunoaștem care este poziția structurilor responsabile, structurilor competente, pentru că noi nu credem că Ministerul ar putea să dea un aviz pozitiv în acest sens. Pentru că există și cunoștință și expertiză suficientă să înțelegem cu toții cât de dramatic ar putea fi tabloul pe ansamblu dacă noi am permite acest lucru. Mulțumesc foarte mult, Ina. Dacă ai finalizat gândul, putem trece la următorul nostru vorbitor. Da. Lilia, o clipă numai. Am văzut că s-a conectat domnul Pintelei Părvan, deputat din primul parlament. Îl salutăm la această conferință de presă. Dumnealui a fost directorul unui institut specializat. Acum nu mi-amintesc exact denumirea lui. Apăsați, vă rog, microfonul ca să... Deci... Domnul Părvan... Apăsați, vă rog, butonul pentru microfon ca să vă auzim. Deci a fost institutul de aici, din coasta Chișinăului, adică pe specializat pe agricultură. Institutul de șine porumbe. Așa, da, exact. Așa că, Taman, vă mulțumim că v-ați integrat în această conferință de presă, fiindcă aveam foarte mare nevoie și de se aude? Da, acum se aude. Eu mă aud? Da, vă auziți. Da, bine, bună ziua. Institutul de Fitotehnie Porumbeni. Da, Institutul de Fitotehnie Porumbeni. Celebru în Republica Moldova. Da, mulțumim și pe parcursul, sper că o să puteți interveni. Perfect. Mulțumim foarte mult. Și Ion Marin, te rugăm, Centrul EcoContact, organizația neguvernamentală EcoContact. Vă mulțumim, Lilia. Bună ziua, stimată audiență. Multe gânduri și multe probleme au fost enumerate și identificate în discursurile speakerilor anteriori. Eu doar vreau să fac mici adausuri. Noi și fermierii și utilizatorii apelor subterane trebuie să conștientizăm faptul că în câțiva ani noi vom duce la salinizarea straturilor fertil de sol. În câțiva ani noi vom lupta cu combaterea desalinizării și ulterior deșertificării stratului fertil de sol. Acum, actualmente, agricultorii sau agenții economici ce utilizează agricultura intensivă poate au resurse de a face investiții în tratarea apelor sau desalinizarea apelor subterane. Dar în scurt timp, tehnologiile de desalinizare a solului ne va costa de 10.000 de ori mai mult decât tehnologiile actuale de desalinizare a apelor subterane. Noi susținem ideile
colegilor ecologiști din Republică că această metodă nu este cea mai optimală pentru a combate necesitățile de apă pentru irigare. Vă mulțumim! Mulțumesc foarte mult, Ion, Marin. Și acum vă rog frumos întrebări către vorbitori. Sau ceilalți vorbitori, dacă vor să completeze, poftim. Da, Victor Timpoieș, directorul executiv Asociația Cutezătorul Felești. Sunt de acord cu distrugerea solului, dar vreau să spun că deja o parte din el e distrus. În raionul Felești sunt peste 300 de bazine acvatice, majoritatea din ele sunt utilizate ca la irigare. Deci și vreți să duci pe câmpurile irigate? De ce întrebarea într-adevăr este foarte serioasă, dar am dialogat puțin cu Lilia și am lămurit că noi avem în rândurile organizației peste 200 de fermieri și antreprenori din agricultură. Și fiecare își apără, mă rog, partea sa. De aceea îi pun întrebare, de ce securitatea ecologică, dar nu securitatea ecologică și alimentară? Adică în complex. Și aici poate undeva așa o dreptate. După mine mi se pare că este nevoie de un program de stat. Ion a menționat despre tratarea apei, că și aceasta care se folosește din bazinele acvatice este de o calitate strașnică, direa. În urmă rămâne pestriț, altele locuri chiar albe de sare. De aceea, nu știu, statul trebuie să gândească ce măsuri se întreprindă pentru a stopa acest fenomen care influențează foarte negativ asupra mediului. Și aș mai avea o propunere ca declarația să fie îndreptată și Ministerului Agriculturii, Dezvoltării și Mediului, fiindcă acolo se fac politici în domeniul agrar. Guvernul în general poate să discută, să aprobe sau nu. Dar documentele și proiectele, în principiu, se elaborează în cadrul ministerului. Eu să pot că ar fi bine și lor de trimis un exemplar. Mulțumim foarte mult, domnul Cimpoieș, pentru intervenție și vreau să completez că declarația despre care am menționat la început, guvernamentale, include și câteva solicitări, printre care reabilitarea ecologică a râurilor mici și bazinelor acvatice și utilizarea apelor de suprafață în scopuri de irigare. Deci punem accentul pe reabilitarea ecologică a râurilor mici care, și a bazinelor acvatice, care, din păcate, știm că sunt în starea în care ați menționat. Și iarăși revenim și la cei ce au vorbit și au remarcat antevorbitorii mei că este foarte important să fie aplicate prevederile legii apelor care prevăd expres protecția apelor în cadrul bazinului hidrografic, deci o normă a Uniunii Europene care, aplicată fiind în Republica Moldova, va duce la calitate a apei pe râuri și în bazinele acvatice, calitate pe care acum nu o avem. Vă rog dacă mai sunt întrebări. Da, aș vrea să intervin aici cu o chestie foarte importantă. Rețeaua hidrografică a Republicii Moldova are peste 16.000 de kilometri. Deci dacă ne gândim 16.000 de kilometri să-i suprapunem peste 33.000 de kilometri cât are Republica Moldova, deci noi avem o rețea hidrografică naturală foarte bogată. Foarte bogată. În cazul când nu s-ar fi întâmplat catastrofa din anii 60-70 asupra râurilor mici care au fost distruse, printr-o politică absolut fără cuvinte, nici nu pot califica. Noi dacă ar fi funcționale toate aceste 16.000 de kilometri de rețea hidrografică, evident că ar dispărea problema irigării din subteran, fiindcă ar apărea la suprafață problema de bază, calitatea apelor, ceea ce spunea și colegul Cimpoieș, care ar asigura
și ar oferi suficientă apă. Eu nu vreau acum să mă refer la câte milioane de metri cubi se află în această rețea de 16.000, dar ea, fiind reabilitată ecologic, inclusiv cu bazinele acvatice, dacă s-ar schimba atitudinea, evident că noi am avea suficientă apă pentru irigare. 2. Noi vorbim cam de 30 de ani că modelul de agricultură care se practică în Republica Moldova nu este compatibil cu o sumedenie de standarde ecologice. Și în primul rând nu este adaptat la ecosistemele care există în Republica Moldova. Așa a fost după al doilea război, că s-a practicat o agricultură tipic sovietică, dar noi după 1991 se cerea să schimbăm structura agriculturii și să o adaptăm în conformitate cu ceea ce ne-a dat Dumnezeu, adică ce fel de ecosisteme avem, și cred că această problemă pe care noi nu o singură dată am adus-o în spațiu public, ea trebuie să devină un subiect la fel de actual și pentru agricultori, dar și pentru ecologiști, și noi împreună să putem să ajungem la varianta optimă, ce fel de culturi agricole trebuie să cultivăm, pe ce suprafață, unde trebuie irigare, unde nu trebuie și ce fel de piață o să avem mâine sau poimâine. Și tot așa, poate de multe ori nouă ne este mult mai convenabil să cumpărăm ceva, dar să vindem ceea ce noi putem produce pe pământul nostru de câteva ori mai rentabil. De aceea foarte multe găuri sunt create de modelul de agricultură vechi, care dăunează și mediului înconjurător și rentabilității. De aceea, colegii mei își amintesc că noi am încercat să promovăm permanent modelul de agricultură prietenoasă mediului înconjurător. Și acest lucru, am avut câteva proiecte, inclusiv legate de fertilizarea sau de fertilitatea sau managementul durabil a terenurilor, mai exact, ca să folosim terminologia. Și acest management durabil a terenurilor are alte valori decât varianta veche sovietică. Unii este prima sursă de apă, o luăm apă, irigăm și nu ne interesează alte lucruri. De aceea, cred că o dezbatere între ecologiști și specialiștii din domeniul agriculturii ne-ar apropia de un obiectiv foarte important pentru Republica Moldova, care ar însemna o agricultură prietenoasă mediului înconjurător, ecosistemelor, și până la urmă, cred că aici s-ar afla și o doză mare de rentabilitate care azi, din păcate, ne lipsește. Mulțumim domnului Reniță. Vă rugăm dacă sunt întrebări sau completări. Aș vrea să completez la ce a spus domnul Reniță, că avem o rețea hidrografică bine dezvoltată și care, într-adevăr, poate fi reactivată atunci când în serios luăm un instrument care ar putea să ne reactiveze rețeaua hidrografică și care este descris și ca un instrument în implementarea managementului integrat al resurselor de apă și ca o măsură de adaptare la schimbări climatice. Și aici eu vorbesc despre reîmpădurirea țării. Ori creșterea procentului de împădurire în Republica Moldova de la 11 și 2, pe care îl avem foarte modest și care ne dictează situația, care ne lasă fără apă, care lasă fără apă agricultorii care seara sunt cetățeni, merg acasă și au și ei nevoie de apă la robinet, nu au nevoie de apă doar în câmpuri agricole, ei la fel vor apă potabilă, de calitate, și respectiv noi trebuie să le asigurăm pe toate. Și apă în cantități suficiente, calitativă în agricultură, dar și să asigurăm populația cu apă potabilă. Respectiv, dacă vrem să ieșim din acest cerc vicios, și așa cum a spus și domnul Cimpoieș, că statul trebuie să întreprindă ceva. Iată, statul trebuie să întreprindă acest dialog foarte dureros,
dintre ecologiști și dintre sectorul agricol, care nu vrea să cedeze niciun metru de teren, și să înțelegem cu toții că doar atunci când vom respecta ecosistemele cu adevărat și vom înțelege cu toții și inclusiv fermierii, importanța cărora noi nici o secundă nu o subestimăm pentru Republica Moldova, că doar prin respectarea ecosistemelor și prin respectarea acestui raport dintre terenuri agricole și terenuri împădurite în Republica Moldova, care 300-400 de ani în urmă au fost într-un procent cu mult mai mare, și asta pot să ne confirme geografii cu care noi discutăm, că procentul era cel puțin de 30%. Deci când noi cu adevărat o să depunem eforturi serioase ca această rețea ecologică, rețea hidrografică să fie reactivată prin activități de reîmpădurire, pentru că noi cu toții știm că toate izvoarele se înmulesc, dispar sursele de alimentare a tuturor râurilor din Republica Moldova, dispare apa în fântânile de mină, toate lucrurile astea au loc din cauza că noi am despădurit și despădurim mai departe ceea ce avem, procentul ăsta de 11% care ne-a rămas și care nici nu ne va asigura cu apă pe viitor, de unde noi trebuie să plecăm și foarte repede, dacă vrem să avem agricultură, dacă vrem să aprovizionăm oamenii cu apă calitativă, noi trebuie să începem acest dialog foarte dureros cu sectorul agricol și lucrul ăsta trebuie să fie organizat de stat, chiar dacă este foarte complicat, dar e timpul să-l începem. Da, foarte corect și cu mediul academic. Fiecare stat de atât are Academiei de Știință, ca în problemele unde există o anumită confuzie sau unei interesele între în conflict și așa mai departe, Academia până la urmă trebuie să aibă un punct de vedere imparțial, ținând cont de interesul pe termen lung, nu pe durata unui mandat. Fiindcă ceea ce asistăm noi, și asta e revoltător, că o sumedenie de probleme apar din cauza populismului. Deci se duce cineva, promite și pe urmă își dă seama că, de fapt, intră în conflict și cu știința, și cu agricultura, și cu ecologiștii, și cu ecosistemele. Asta este realitatea de azi. Așa că Academia de Știință trebuie să fie unul din elementele cheie, alături de agricultori și alături de ecologiști, în apropierea de o decizie pe acest subiect. Mulțumesc foarte mult, domnul Reniță. Avem o solicitare. Domnul Andrei Isac vrea să intervină. Vă rugăm. Da, mulțumesc frumos, stimați colegi, și mulțumesc pentru posibilitatea de a participa astăzi în acest eveniment important pentru noi. Nu este primul an când noi dezbatem această temă, dar foarte bine că asociațiile obștești îl țin fierbinte și, deci, într-adevăr, trebuie să-l punem mereu în dezbatere ca să ajungă până la urmă la soluții viabile, dar soluții acceptabile din punct de vedere mediului. Eu aș aduce două dimensiuni suplimentare la ceea ce a spus dumneavoastră, ținând cont de faptul că reprezint și acțiunea Uniunii Europeană pentru Mediu, în care fac parte și particip mai multe asociații din Republica Moldova, dar noi și cooperăm și cu autoritățile centrale. Dimensiunea de economie verde și dimensiunea de agricultură organică, care, de fapt, nu se leagă nici de cum cu distrugerea mediului sau cu utilizarea neeficientă a resurselor. Deci atunci când noi vorbim despre necesitatea unei abordări economice, da, eficiente din punct de vedere și a mediului și a resurselor financiare care vor fi utilizate, eu cred că calculele economice de asemenea vor demonstra că nu este fezabilă deci irigarea din subteran pentru a obține cât efect economic, cât a fi competitiv, cât și a deci respecta cerințele de mediu, deci Republica Moldova. Dacă noi vrem să promovăm imaginea, dar și produsele agricole a Republicii Moldova pe piața UE, deci eu cred că noi trebuie să preluăm mai bunele practici din regiunea UE și nici de cum să deci majorăm deci roadele sau că contribuim la agricultura tradițională doar prin faptul că vom distruge mediul din țară.
Deci noi vrem să reducem intensitatea energetică a economiei, noi vrem să devenim mai eficienți energetici, noi vrem să devenim mai competitivi pe piața agricolă cu produse organice. Nici de cum nu se leagă cu aceste concepte a economiei verzi, promovarea irigării din subteran. Deci, mai ales că noi avem posibilități, deja există facilități, există practici internaționale. În plus la ceea ce au spus colegii și la ceea ce a spus Ina, dacă noi vom merge pe restabilirea fâșiilor de protecție, pe învărzirea izvoarelor și râurilor, pe vom crea mai multe rezerve de apă internă, de suprafață, care ne vor oferi posibilitatea aceasta. Nu va fi nevoie ca să intervenim cu soluții care nu sunt populare și nu sunt eficiente economic. Deci, mi-e pare rău că astăzi noi nu avem în Ministerul Economiei o direcție ecologo-economică, cum a fost 20 de ani urmă, care liber prin calcule ar demonstra neeficiența astfel de mecanisme. Noi am putea să demonstrăm lucrurile astea dacă ar fi nevoie. Pe lângă faptul, demonstrările științifice, da, care ar fi. Un plus încă aici ar fi, de asemenea, ca să revedem aranjamentele care există, fiindcă foarte des costurile pentru deci sistemele de irigare existente din apele de suprafață nu sunt justificate, de asemenea, deci sau se majorează nejustificat și atunci fermierii caută alte soluții. Da, ei caută, lor spun chiar că din Nistru ne costă 10 lei, dar din subteran ne costă mai ieftin. Și trebuie să vedem de ce, cine impune aceste costuri, ce ele sunt mai mari decât costuri reale a semicostului, da, acestui produs și atunci, de asemenea, o să fie o balanță mai bună în soluțiile care se propun. Dar susțin încă o dată toate cele menționate dumneavoastră și susțin încă o dată faptul că noi ar trebui să minimizăm pierderile de apă, da? să majorăm rezistența ecosistemelor, să restabilim acele zone umide și atunci și pierderile de apă prin evaporare, prin eroziunea solurilor și așa mai departe, o să fie mult mai mici. Și atunci noi nu o să avem nevoie ca să intervenim cu sisteme, cu soluții nepopulare sau sisteme care sunt populiste. Mulțumesc frumos și succes în continuare, noi susținem această activitate. Mulțumim foarte mult pentru intervenție, domnul Andrei Isac, și de asemenea, încă o dată întreb dacă sunt întrebări către vorbitori. Da, mă aud? Sigur că da, Silvia, noi te auzim. Bună ziua, Silvia Ursu de la revista Natura. Revista a abordat subiectul acesta de mulți ani și în fiecare an a venit cu informații cât mai actualizate despre acest domeniu. Interesul nostru este să identificăm din timp argumentele, contraargumentele și să oferim informații cititorilor, pentru că printre cititorii noștri se numără atât micologiști care se interesează de sănătatea mediului, dar și fermieri. Noi nu vrem să apară vreun conflict de interese, vrem ca toată lumea să aibă acces la, pur și simplu, la informație calitativă. De aceea, întrebarea mea, dar este pentru toți vorbitorii, nu este axată pe cineva anume, deseori noi auzim argumentul ăsta de la fermieri, ce fac, de unde pot ei să ia apă în regiunile astea de stepă, câmpie, unde nu există acces la râuri sau la bazine acvatice. Asta este un argument pe care ei îl servesc pe masa noastră pentru a întări ideea aceasta că totuși e nevoie în anumite regiuni sau în anumite situații de deschis accesul la apele subterane. Mulțumesc! Da, mulțumim, Silvia! Vă rugăm frumos să din vorbitorii noștri, cine ar vrea să intervină. Eu să adaug camură în calitate de răspuns. Fermierilor, ei ar trebui totuși, înainte de a planta culturile ce necesită cantități de apă în volum mai mare, totuși ar trebui să fie pregătiți pentru faptul că vor avea insuficiență cantitate de apă. De aceea ar fi bine totuși să aleagă niște specii de plante rezistente la timpuri secetoase sau insuficiență de apă. Mulțumesc.
Eu vin dintr-o zonă de sud. Am în fața ochilor una dintre cele mai frumoase lungi din Basarabia, mă refer la lunga râului Cogâlne. A fost o lungă splendidă, cu zone umede, cu pește, cu păsări. Și în anii 70, când a fost un proiect absolut aberant, prin care vreau să pompeze apa Dunării din Dunăre, Taraclia, Arțiz și să o ridice în sus pe Cogâlnic până la Nisporeni, și au îndreptat această albie a râului și au distrus și albia și zonele umede și toată bogăția. Că în primul rând, ceea ce mi-amintesc din copilărie, Cogâlnicul era o mare bogăție pentru toate comunitățile. De ce zic chestia asta? Fiindcă era un ciclu natural. Oamenii creșteau oi, aveau turme uriașe de oi, satul de Baștenă și nu numai, toate aveau. Și lungile astea erau folosite extraordinar de rentabil. Nu au băgat plugul și au scos sarea la suprafață și au distrus toată lunga Cogâlnicului. De aceea mă întorc iarăși la ceea ce am spus ceva mai înainte. Toată viziunea asupra agriculturii din secolul 21 trebuie să fie alta decât cea care a fost în perioada sovietică. Dacă noi mai rămânem pe modelul ăsta, el o să distrugă, cum ne-au distrus și nouă lunga râului Cogâlnic, tot o să distrugă. Trebuie să trecem la specii și, cum spunea și colegul nostru Ion Marin, trebuie de văzut ce este rentabil. Poate pentru sud sunt alte specii avantajoase. Poate nu e ceea ce e bun la nord, trebuie să fie și la sud. Poate modelăm în funcție de ecosisteme, de bogăția lor, de rentabilitatea lor. Trebuie și noi să ne adaptăm la modernitate, dar să nu rămânem într-o capsulă a timpului din perioada sovietică și să credem că tot ceea ce creștem o să fie dus în fondul unional, o să fie luat totul și așa mai departe. Totul s-a schimbat. De aceea îi spun și colegii noastre Silvia Ursu că da, întrebările foarte des sunt, dar aproape că nu există sat din sudul Basarabiei, din sudul actual a Republicii Moldova, în care oamenii să nu-și amintească cum era respectat ciclul natural față de tot ceea ce însemna a fi o toloacă, imaș, câmp, lungă, zonă umedă și toate dădeau rentabilitate. Din păcate, unii au băgat plugul și au scos sarea deasupra, nu avem acum nici oierit, nici vitărit, nici agricultură și suntem într-o pierdere, cum să zic, oribilă din cauza că am încercat să ne batem joc de natură, am încercat să ne batem joc de niște tradiții în agricultură care fusese verificate de-a lungul secolilor, că oamenii dacă creșteau oi, nu creșteau numai, dar fiindcă așa le dicta ecosistemul, sau dacă creșteau altceva. Și așa mai departe. Deci lucrurile astea iarăși... Domnul Reniță, mulțumim foarte mult. Da, da. Eu zic să maxim mai avem 5-7 minute ca să încheiem această conferință de presă. De aceea o întrebare de la Natalia Ciobanu. Natalia, te rugăm ca să intervii. Mulțumesc, Ilia. Bună ziua tuturor și felicitări pentru această inițiativă. După cum unii dintre voi știți, eu cercetez situația bazinului hidrografic a Ichelului și, în mod special, reziliența la schimbările climatice. Bineînțeles, ca și alte zone din Moldova, și în Ichel, în bazinul Ichelului se practică agricultura destul de mult. Ce am observat în cercetarea pe care o fac și care este aproape gata, este că regimul apelor subterane este diferit pentru acviferul de suprafață, neconfiat, să zic, neizolat de acvitarte și acviferul captiv de adâncime, cel de la 100-200 de metri. În mod special, ce am observat este că acviferul captiv de adâncime, cel de la 100-200 de metri, din care se alimentează majoritatea localităților, gen Cricova și așa mai departe, e mai puțin dependent de precipitațiile care cad pe suprafața Ichelului,
ci mult mai dependent de precipitațiile care cad în nordul Republicii, inclusiv în Ucraina, pentru că de acolo se alimentează acest acvifer de adâncime. Pe când acviferul de suprafață este foarte dependent de cantitatea de precipitații care cade inclusiv în bazinul hidrografic respectiv. De asta ne pune în situația în care e necesar să punem întrebări diferite pentru cele două tipuri de acvifere și să fim mult mai atenți la genul de reglementări pe care îl facem pentru cele două tipuri de acvifere. Legat de asta, întrebarea mea este, prevedeți în eforturile voastre sau noi ca și comunitate de ONG și de cercetători, prevedem solicitări diferite sau să atenționăm autoritățile cu privire la nevoile diferite pentru cele două tipuri de ape subterane? Da, vă rog, cine dorește să răspundă? Sigur că la moment aceste prevederi nu există, pentru că o abordare atât de profundă nu a fost aplicată. Ori managementul integrat al resurselor de apă ar trebui să prevadă inclusiv și această abordare despre care vorbești, Natalia. Dar nu s-a ajuns deocamdată la implementarea acestei abordări prin regulamente specifice care ar prevedea că un acvifer depinde de o acumulare de apă dintr-o parte, ori un alt acvifer depinde de alte surse, da, de alimentare cu apă. Respectiv, aici trebuie devenit cu inițiative, evident, și cu inițiative legislative și de prevăzut aceste lucruri. Dar noi trebuie să le cunoaștem inițial. Trebuie să cunoaștem cum se acumulează apele. O parte din informații este cunoscută deja, o parte din informații trebuie să o cercetăm, pentru că nu fiecare bazin este cercetat, așa cum este cercetat Ichelul. Careva lucrări sunt efectuate în cadrul proiectului susținut de Agenția Austriacă pentru Dezvoltare, unde se încearcă identificarea surselor de alimentare la nivel de bazine. Dar știu cu siguranță că nu pentru toate 39 de subbazine există această informație. Ori uneori este complicat să cunoști chiar informații referitoare la acumulările de apă dintr-un bazin și câtă apă se revarsă, de exemplu, din Ichel în Nistru, da? Ori din Lăpușna în Prut. Deci trebuie să cunoaștem cu certitudine cel puțin această informație și să înțelegem cât apă avem într-un bazin ca să le ajungă tuturor, inclusiv și fermierilor, care sunt o parte interesată care există în acest bazin. Sunt foarte multe necunoscute pe care trebuie să le lucrăm. Dar cert este faptul că sunt anumite lucruri pe care noi le cunoaștem, că trebuie să le facem, dar noi nu le facem. Cum ar fi aceeași împădurire despre care am vorbit și care ar aduce foarte multe beneficii. Inclusiv în acumulările Mulțumim de foarte apă. Mult, Ina. În acumulările de apă și care ar fi suficiente. Despre culturi, la fel, susțin punctul de vedere al lui Ion Marin, că trebuie să practicăm culturile care rezistă la secetă. Cum ar fi o cultură pe care cred că o cunoaște toată lumea, sunt culturi energetice, care pot fi cultivate în zonele aride, unde nu există precipitații. Dar putem să le folosim foarte bine ca o sursă de energie alternativă. Și există și alte culturi. Deci nu trebuie să plantăm roșii într-o zonă aridă, pentru că nu avem surse de alimentare cu apă acolo. Și trebuie să practicăm o agricultură inteligentă. Până la urmă, așa cum a spus domnul Reniță, ținând cont de toate aspectele de ecosisteme din acea regiune. Mulțumim foarte mult! Da, mulțumim foarte mult, Ina, pentru intervenție și completări. Da, să înțeleg că domnul deputat vrea să intervină. Pârvan. Parlamentar. Domnul Pârvan, da, poftim. Da, mulțumesc. Mulțumesc pentru invitație, în primul rând, colegului, domnul Alecu Reniță și tuturor. Deci eu tot vin de la sudul Republicii,
ca și domnul Reniță și mai mult ca atât, nu s-o cutezi de modestie, sunt agronom, sunt agricultor, doctor în științe agricole. Am activat atât la producere cât și în ministerul, în cadrul Ministerului Agriculturii și 4 ani ca director general al Institutului de Fitotehnie Porumbeni. Permanent am abordat această problemă în cadrul ministerului, deci este necesar de schimbat structura semănăturilor în Republica Moldova. Noi nu suntem în Uniunea Sovietică, când în fiecare raion erau câte un complex de bovine, de suine, de junci, trebuia să crească toate culturile ca să asigure cu hrană vitaritul. Deci este în structură, noua structură a semănăturilor trebuie să fie, să respecte asolamentul și trebuie să fie culturile rezistente la secetă. De exemplu, în sudul Republicii, acolo unde doamna a pus întrebarea, eu sunt de la sud, deci în sudul Republicii trebuie să predomine vița de vie care este rezistentă la secetă. Trebuie să fie din plantațiile multianuale, pomicule, trebuie să fie sâmburoasele, sămânțoasele, în centrul nord, la sud, sâmburoasele. Sunt și alte culturi rezistente la secetă. Pe malul Prutului s-ar putea de crescut și alte culturi unde, care sunt, spunem, sunt solicită mai multă irigație. Deci, la fel, am spus asolamentul de respectat. Noi am uitat, am pierdut vitoritul și am uitat de culturile furajere, cum ar fi lucerna, esparceta, culturile boboase și altele. De aceea, asolamentul, rotația culturilor în câmp numai decât fâșiile de protecție. Pentru a avea, spunem, o informație amplă, este necesar că Ministerul Agriculturii, împreună cu Academia de Științe, instituțiile științifice care sunt în cadrul Ministerului, sunt foarte multe instituții științifice, trebuie să facă o inventariere, o reevaluare. Dacă a fost deja așa informație este, trebuie să vedem, să o analizăm. Deci care zone, microzone, în care zone, microzone este necesar de apă pentru irigație. Spunem, nu este nici Prut, nici Nistru, este strict necesar câteva zone, microzone, de a iriga din apele subterane. Care este volumul de ape subterane în genere? Care este situația? De exemplu, eu am spus să schimbăm structura semănăturilor. Am fost în Israel. Deci în Israel cultivă numai culturile care aduc plus valoare. Ei nu cresc așa culturi ca grâul, orzul, alte culturi care sunt... Deci ei cresc, produc culturi care aduc plus valoare și pe banii câștigați îi cumpără cei ce nu pot cultiva. Noi trebuie să avem tot absolut și pe urmă ne plângem că iată, s-a uscat, n-am putut să însămânțăm că era uscat, n-am putut să recoltăm că și tot așa și tot așa. De aceea fâșiile de protecție, nici nu se discută că trebuie să restabilite fâșiile de protecție. Sunt un șir întreg de propuneri care ar trebui să ieșim la urmă cu aceste propuneri și le mânăm Ministerul Agriculturii, Academiei de Științe, instituțiilor științifice și respectiv dumnealor trebuie să vină la guvern cu toate aceste soluții către fermieri. Am foarte mult de vorbit, dar știu că timp este puțin, de aceea încă o dată vă mulțumesc. Mulțumim foarte mult, domnul Părvan, și acum încheiem conferința noastră. Totuși, dacă mai sunt alte întrebări sau completări, vă rugăm deja în comentarii pe parcurs. Vreau să menționez la final că schimbările climatice și securitatea energetică a Platformei Naționale a Forumului Societății Civile din Parteneriatul Estic și organizațiile societății civile din domeniul protecției mediului și social, care au semnat această declarație astăzi, 8 iulie, și o adresează domnului ambasadorul în Republica Moldova, Peter Mihalco, Parlamentul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Moldova, este disponibilă pe pagina formei, o găsiți
ap.csf.md, deci Platforma Națională a Forumului Societății Civile din parteneriatul Estic. Astfel găsiți declarația completă și mulțumesc foarte mult tuturor participanților. Mulțumim celor care au fost prezenți online pe Privesc Live, pe privesc.eu și sperăm ca apelul societății civile de mediu să fie auzit, iar noi, ca cetățeni ai Republicii Moldova, să beneficiem de apă potabilă în comare, salvând și conservând rezervele de apă din subteran. Mulțumesc foarte mult! Da, și noi vă mulțumim! Bine.